lupsa lucruri de atoleu, că ea trece cu așa. Cuvântul doamne președinte, Republicii Moldova, Maia Sandu. La noi o spții vine acum doamna președinte Maia Sandu. Wow! Doamna președinte, noi avem un bucătar aici renumit. Bună ziua! E cel mai bun bucătar din Moldova. El e. Păi cine câștigă, Selimet sau dumneavoastră? Păi eu tot azi în Cimișli, așa că câștigă prietenie și că acum nu merge altfel. Gustați! După ce finalizăm partea, da, venim. Venim neapărat așa. Bine! Acest festival vine să sărbătorească prosopul, țesut manual, piesă de rezistență a tezaurului nostru național, creată cu grijă de mamele și bunicile noastre. Haide! Duminica, duminica. Frunzare la poartă. Alexandru, ce faci tu? Ți-am văzut frunzare la poartă și duminica mare, dar tu lucrezi. Strâng mazăre, că dacă n-a s-o strâng eu, cine a s-o strâng? Da, dar tu știi și dulce. Azi e duminica mare, azi nu se lucrează. Și pentru că suntem la Cimișlia, zic să mergem mai departe, la Selimet. Ai mai fost, nu? În copilărie, încă la discotecă, îmblam acolo. O să te aduci mai aminte, pentru că o să facem un tur în Selimet. Dar până atunci, ai prosop. În câteva clipe începe. Da, dă-mi voie măcar să mă fac frumușor. Acolo te așteaptă un battle pe care nu l-ai avut niciodată. Uf, mazăre, ne vedem mai târziu. Și tot talentul de bucătar, pentru că azi o să gătești cu vânătorii. Hai, repejor! Astăzi mergem în sudul Moldovei, la Selimet, al doilea cel mai mare sat din Cimișlia, la 62 de kilometri de Chișinău. Despre istoria satului vom afla mai târziu. Ne grăbim la un eveniment unic în Moldova. Ai Prosop se organizează din 2015, un festival la care participă 11 localități, adică aproape tot sudul și la care vine toată Moldova. Bucătarul nostru, șef Alexandru Comerzan, este prima dată la Festivalul Prosopului Țesut, dar nu ca vizitator. Bine ați venit la Ai Prosop, sat Selimet, raionul Cimișlia. Haide, uite! Primul lucru, șapa. Primele două ori am fost provocat de două gospodine. În Moldova se face numai la noi. M-am blocat, dacă nu știu ce să fac. Facă-ți gura, mă. Eu sunt aici așa. Ce am greșit, domnule? Păi eu sunt vedet aici. A treia oară de un vânător, iar că asta e surpriză, că vânătorii știu să gătească, vânătorii îi place bineșorul tare. Suntem în curtea vânătorilor, că la Haiduși ieșe din neam și se prepară mistres la proțap, care e crescut în condiții semi de casă, semi salvatică. Că acum nu-i vânatul la mistres, nu sper, da. Dar noi avem în țarcurile noastre. E Alexandru Comerzan, l-am privit la televizor. Gata, stop, stop! Calm. M-a frapat faptul că el e tânăr, adică bucătarii care mai cunosc ca pregătire sunt mai în vârstă. Am văzut că are entuziasm și cunoaște bine profesia lui. Cum ați marinat aga frumusețea asta? Secretul final nu vă-l spun. Aaaa. Nu se vinde, dar până îl pune la murat se îmbibă cu usturoi și cu morcov. Ca ariciu, străpunde. Usturoi îi dă aromă, morcov îi dă o leacă de dulceață și Doamne ajută, da? Vânător din anul 2008, dar până în 2008 am fost candidat la vânător. Mergem la vânătoare în calitate de gonaș, cum așa e legea vânătorească, nu poți să devii vânător până treci toate etapele. Aici voi ne-ați dat o rață, da, sălbatică, da, ceapă, morcov, salvie, doi făzănei. Și eu să încerc să fac o fripturică alea italiană. Concurăm, da? Nu, no, ei, concurăm. Și concurenții? Voi sunteți vânători. Noi avem ani de zile de când ne ocupăm. El și se vede. Dar să vedeți și gust are, ceva deosebit. Un cuțit mai bunișor, nu-i? Ei! Cu vânatul, experiență în bucătărie, am gătit doar de câteva ori. Să gătești complet diferit. În Italia pune carnea la murat pe o noapte întreagă. După asta o scurg a doua zi, împrospetează legumele și deja cu carnea asta gătesc. Și dacă vinul este care a stat toată noaptea, îl adaugă înapoi în mâncare.
merg pregătirile. Am început să prăjesc rața, să dai drumul la grăsimi alea. Și după asta să-i pun făzănelul, că nu prea are grăsimi deloc. Al prăjesc ghine. De-aia am pus o leacă de unt, iată că fazanul e uscat la carne. De-aia mă tu să mă îndez, dacă da, și el se face mai moale când are. Și apămuș, sare, chiperu și dau voie să-l prăjesc ghine. Și o leacă de jin roșu să-i pun. Extraordinar. Am primit o plăcere și aveam și ce vorbi și ce glumi și ce găti și ceva ne mai ajutam unul pe altul. Orice dici, fără un 50 de grame să botez mâncarea, nu merge la vânat. 50 de grame de țuică de cei care beau vânători când spornesc prin zapadă. Da, asta eu sunt ospiții, 50 grame de-a mâine împărtează. La Vecislav am învățat două secrete foarte importante. Mâncarea trebuie sfințită la început și la sfârșit. Wow! Și înseamnă cruci, botezăm mâncare. Așa, da? Dar eu mai puțin astor. Îl punem înapoi, lăsăm și acum noi gustăm din aghiazma de vânat. Să trăiască vânătorii și bucătarii. Coniacul. Păi, bună treabă, bună aghiazma. Vă-ți soroșit nas. Da. Hai, dar unii capacul meu, nu știi? Eu chiar am să-ți fac observații. De ce nu pui capacul? Plus 10, bală. Din partea la un vânător asta sună bine. Carnea când are capac, e nu se usucă, e să năduș. Corect. Se face mai moare. Au și frumusați. E, tălă mama lui. Secretul chestii care nu se spune public, e ceva gustos și bun. Dacă vrem să fie mai gustos, cât mai încet merge procedura, cu atât mai bun se primește. Este secret. Eu pun sare de 3 ori, mereu, anume sare. Domnul Vecislav, la vânătoare-i primit cartofii cu tăcucoarjă? I-i primit. Câteodată și ne spalați, merg. La vânătoare când vii flământ, merge așa. Mănânci și chiroane. Noi vânătorii suntem așa, mai haiduși, mai tăiem mai mașcat, dar el e mai delicat. Să știi profesia, el ca la restaurant. Tot mărunțel, frumușel, aranjat, pus la cântar, totul e perfect. Trebuie să gustăm, noi primi, corect? Înainte de a da la oasă, eu sunt gata pentru așa povară. E, tu l-o mama lui, eu. E că vezi cum e cu morcov, cu usturoi. O să gust? Nu, pune mâna. Eu te-am adus la ei, da, da, să gust. În primul rând, bucătarii. Ai înțeles. Noi n-am gustat. Eu rămân aici. Să mergem. Nu știu anunță următorul colectiv artistic, dar eu rămân aici cu băieții. Fiecare cu treaba lui. Am acceptat să prezint evenimentul în paralel cu filmările pentru emisiunea Țara de la Țară. Astăzi avem și oaspeți speciali. M-am gândit că o să dea un plus valoare pentru emisiune, dar s-a adevărat că e mult mai complicat decât mi-am imaginat. Ca să-mi gustul cărnii, se servește cu un gât de vin, care e făcut din ghindă. Este deja. La Selimet, într-adevăr, vinul e foarte gustos. Și aici pot vă confirm, deoarece tata meu cumpără vinul de la Vietnam. Dedea Fedea. Da, cunosc așa. Da. Minunat! Minunat! Aaa, vin roșu? Cu carnea de vânat trebuie un vin care să iei. Ca fata așa e mare. O, ce culoare îi dă. Super. Ceva extraordinar. Acum capacul și îi dăm voie să năduș. Eu nu-s vânător, dar îmi place bunișorul. Frunze de dafină. Am o șipă. Ies cum am eu grijă. Frunze de dafin și aproape la sfârșit să-i adaug și usturoi. Și botez. Și botez. Și botez. Frunze de dafin. Hop. Principalul, când faci mâncare încet, trebuie să fie focul. Foarte mult depinde și de foc. Clar. Să nu suntem la aragaz, să-i dăm mai tare, mai încet. Să prepare o mâncare la foc, în aer liber, trebuie să cunoști alea. Însuși cuvântul de foc viu e ceva viu care trebuie să-l controlezi, să-l simți, să-l stăpânești. Totuși focul viu, lemnul, e ceva aproape de suflet, e ceva foarte aproape nou moldovenilor. Total de acord. Și emisiunile la foc viu sunt mai gustoase, pline de fum, prosoape, dansuri și trânta pentru un berbec, cum rar deja se mai face. Să vede eu ce-am făcut. Mm.
Mistrețul care s-a pregătit la ProSap a fost crescut în condiții de casă, a fost sacrificat dacă e vânat, la recoltare să se împușcă. Așa noi am prins tradiția de la părinții noștri, în legea vânătorească așa și spune. Băcățica și e roșie, ea ca ea să dă dovadă că este mistreț. A venit timpul să gustăm din bucatele preparate de vânător, bucătar, porc la ProSap și friptură de rață cu fazan și cartofi. Poftă mare! Asta e combinația fatală. Eu cred că eu deja am pierdut. Aici mă predau mâinile sus. Ceva extraordinar. Ce lipsește? Perfect. Se vede că este mână de bucătar profesional. Nu pot să-l supăr cu nimic. Pe parcursul cât a preparat mâncarea, am fost flor. Trebuie de botezat, trebuie de ajutat. Unul pe altul ne ajuta. Păi, domn Vecilat, tu ați mântuit scurt? Da, asta este. Zi, maestru. Formidabil. 1-0. Jos pălăria. Hai să vedem totuși ce spune juriul obiectiv. Eu vânat n-am mai mâncat. Dar nu fiecare zi mănânci vânat, a fost ceva nou pentru mine, cu toate că mâna pe suflet, pe inimă și cu tot respect față de comerzant, nu știu, mie mi s-a părut tărișoară carnea aia de fazan. Tărișoară! Bunșoară! Tărișoară, da? Tărișoară! Carnea de vânat, de obicei, e mai tare. Nu e așa de mâncăluță cum e carnea de casă. Noi putem să o mâncăm după o zi de vânătoare, dar dacă vrei să afli gustul perfect, este o procedură care durează. Băi, pășeți și vreți, eu mă duc să mă spânză, știi? La Chișinău e nevoie de un șef, în locul lui comerzant. Pentru mine vânatul este ceva nou. Eu azi mai vin numai decât la Selemet, mă învăț de la vânători cum îi gătesc. Cu toate că noi suntem la Selemet, la iProSop, eu zic o câștigat ce mișlie. Unica șansa ta că țară să ne câștigna. O întrebare foarte bună de ce restaurantele n-au vânat, deoarece legislația la noi ne permite. Toate că acum câțiva ani au început să apară în România carne de cerb, carne de mistreț, dar la noi, din păcate, nu. Chiar și cu problema asta că vrei să cumperi o bucată de carne pentru restaurant, aceeași bibelică, același fazan care mulți îl cresc în condiții de casă, nu poți să-l vinzi, tu nu ai certificat de calitate. Tu, omul de la țară, nu are el certificat de calitate, îți dai sau factură. E imposibil așa ceva. Așa că vânat gustați numai la așa evenimente sau doar dacă aveți un vânător autorizat la casă. În Moldova există 15.000 de vânători. Cei de la sud, de la Selemet, au vânat de toate, dar pentru prima dată se fugăresc după un fazan gătit cu atâta grijă de un bucătar șef. Da, ia să vedem, Alexandru, comerzan. Bune! Care bun, bun. Foarte gustos. El cu vin roșu, văd tu, eh? Simt vinul și nu este. Atunci dacă l-ai băut, n-am mai simțit. Gata, cu conștiința împlinită, putem să vă arătăm și vouă câtă bogăție și mândrie de neam poate încăpea într-un festival de prosoape. Dacă nu ați fost niciodată, la anul de planificat obligatoriu, Duminica Mare, Selemet, iProSop. Ele vin după mărime? 43, 44, dați-o pe asta. Dar ele sunt rigide, eu cred că ele sunt mai moi. Porți, mai porți, vă dați seama divele pe la Chișinău în opiș? 6-700 de lei o pereche de opiș. Ca încălzăminte de vară, ele sunt perfecte, pentru că ele respiră în primul. Acum e clar, acum e mai comod. Trebuie să te obișnuiești cu ele. Asta e chiar o experiență, doar să le măsori. Wow! Eu covoare de astea am văzut că se împletesc la Băleni, dar se împletesc la noi? La satul nou. La satul nou, da? Da, și lițes în matale? Și din și lițes? Și aici e scris Axenia Chistol, 1927. 1927. ProSop. Deci că e ca nou. Așa arătau casele mari, în Selemet inclusiv. Tare frumos. Peste tot prosoape. Tradițional, în casa mare, e răcoare. Chiar dacă afară e cald, nu o să mă crezi, dar e și chiar e răcoare. Și asta e zestrea, o părticică. Normal, nu se duce fata cu trei pierni în cruce. Asta, știți câte pierni am? 36. Dumneavoastră, aveți 36 de pierni. Nu știu ce faci cu dânsele. E ca licență, dacă vin pierdeți, că le aruncăm la șes. Nu trebuie, că asta e istoria familiei. Cu
What? Cireșe albe. N-am mâncat de când eram plăcău. Și biscuiți ca la mama acasă. Cerea cu pudră? Da. Alexandru, pălării de la Casa de Cultură Cimișlie. Ba da prost. Hai să plecăm cu cireșe. Ha? Produs în socada, de la geamă. Socada e băuturică. Nu leagă, da. Baricuri, cumva, ce și fac francezii, dar le facem în Moldova. Aici tot e stejar. Stejar. Bine, și țuic și pentru vine e făcut la topor. Adică tot lucru manual. Da. Și unde asta se face? În safurii. Tare, tare, tare frumos. Nu știam, dacă sincer. Avem gem de măcieșe, gem de păducel. Păducel, da? Gem de pănușoare, din păduri. Da. Eris unicare. În Moldova nu mai sunt este. Porumbrele, tot este. Da, porumbrele. Așelea care îți fac gura pungă, da? De măcieșe. Da, cu nouă. Conuri de pin. Ia filmează-i, băieți, conuri de pin. Ai văzut așa ceva? Noi cezim prosoabe care trebuiesc la lume, care pe când bătrânii noștri, asta bogăția aderea lor erau. Prosopul era la toate șelea trebuințele, de la nașe până la mormântare, 180 prosoabe. Un singur om trece prin 180 de prosoabe. Care prosop are locul lui cu ornamente, apășorii erau delegat la nunți, la când se botezau copiii, băieții din cea la armată, la mormântare, dar fără ornamente, apășorii erau pentru casă, ca un fel de ștergăieli, pentru strecători care strecura laptele, care pune brânza între zi. Cât are ornamentul, este acela nu-i prosop, acela este un fel de ștergari. Așa facem diferența dintre prosop și ștergar. Ca să știți, pe zi se țese maxim 70 de centimetri de prosop. Deci, pentru un prosop mediu, ai nevoie de minim 3 zile. Eu nu cred că generațiile noi mai au atâta răbdare. Festivalul pentru mine a fost ceva wow. Nu știam că la noi în Moldova se fabrică baricuri de stejar pentru vin, dacă am descoperit la iProsop. E un festival la care lumea trebuie să vie neapărat și să vadă și tradiții frumoase să facă la noi în Moldova și mai mult ca atât să guste din bucatele vânătorești. Cu 2000 de lei vă faceți cu un costum național. Cel mai frumos cadou pentru o sărbătoare de botez, pentru un copil, cu siguranță. Am multe lucruri de văzut. O zi plină, plină, aveți nevoie ca să treceți la toate corturile, să vedeți tot ce se vinde aici. Oamenii, după 2 ani de pandemie, au fost dornici de distracție și sunt atât de mulți aici și savurează orice moment din acest festival, de familie. Și zic eu că trebuie să fie un festival național, pentru că e tare, tare fain. Că să venim și la anul, cu siguranță aici. Festivalul Hai Prosop este o evoluție, o dezvoltare. Fiecare producător, om simplu, venim și demonstrăm cu cine ocupăm în zona asta. Dar satul Țelemet nu este doar despre festival. Traversat de linii de cale ferată din anii 70, satul Țelemet este situat într-o vale pe ambele părți ale râului Schinoasa. Parcă am mai auzit undeva numele astea. De aici începe turul nostru în satul Țelemet. Cu siguranță pot spune că e cea mai frumoasă intrare într-un sat, bineînțeles după Cimișlie. Hai că asta top de top. De unde a provenit denumirea Țelemet? Era o fată, se numea Salamat și era fiica unui bogătaș turc care trăia în regiunea asta. La un moment dat, regiunea asta a fost inundată, bogătașul a reușit să fugă, iar fiica sa, Salamat, a rămas aici, înghițită de ape. Și după care oamenii spuneau că eu mă duc la Salamat. Și Salamat, 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 după care a devenit mândrul sat Țelemet pe care mergem să-l descoperim. Noi când eram în liceu, noi ne duceam la Mihailovca și la Țelemet în club, pentru că acolo erau alte fete. Și dacă nu erai cu minte, puteai să primești bătaie. Că la Țelemet, la biserică, nu prea se duc băieții. Și istoria satului Țelemet nu se oprește aici. 300 de kilograme de istorie din bronz. Știi cine asta? Burebista. Dar știi cine a fost? Întemeitorul statului Dac. Nota 10 la istorie. Bravo! Și asta este unicul bust din bronz din tot spațiul românesc al lui Burebista. Falnic instalat în fața Casei de Cultură a satului Țelemet. Frumos!
Tare frumoasă portiță. Poftim. Bă, da, prost. Ia și gospodarii acolo ne așteaptă. Aici e pâine, din 1987, când mergeam undeva la rude și căutam pentru a împodobi pensiunea, se întâmpla că ei să ne mai spună, uite că noi mai avem și așa ceva. Și așa am găsit ce asta. Întrebarea este bună? Nu mai cred chiar și e bună din 1987. E mai mare ca mine cu un an, ca noi doi. În germană scrie, se deschide în anul 2022, în duminica mare. Mare. Și s-o gusti comerzan și curios. Mic muzeu, agropensiunii, lucrări de ani mulți în urmă, colectate de la Băștinaș. Aici este un pat care este adus din localitatea Javgur. Piernile sunt făcute manual în localitatea noastră, care se ocupă adică cu croșetatul la pierni. Sunt de pene. Și frumos brodat. Acestea sunt covoarele noastre, nu sunt de fabrică. Asta noi zicem verandă. Asta care face conexiunea între camere e tindă. Aici e casa mare, acolo este o cămară și aici o cameruță mică. Dar s-a păstrat latura tradițională. De ce? Pentru că avem aici toale, avem covoare pe perete, avem laiță. Deci nu e exponat de muzeu. Asta chiar poți să te așezi pe ea. La mine la țară se zice chimnată, că din ucraineană vine. Deci este camera aia mică, mică. Și aici avem soba. Deci exact ca la bunica mea la țară. Eu am călătorit în mai multe țări, cred că sunt peste 20 la număr, dar nicăieri, absolut nicăieri, nu am mâncat și nu am fost cazat cu atâta dragoste, atât de accesibil. Wow! Diaca, mai e jumară, mai e un castravete, mai e un compoță. Intrarea în beci, beci e foarte, foarte compact și... Băi, tu nu erai la muzeu. Eram, dar am descoperit. Nu-i găsești robinetul. M-ați prins. Știi cum se făcea înainte? Chișca și până a turna în ucior, mai bine și vă 3-4 gături. Și al care îi trăge din chișcă... Era cel mai frumos. Era cel mai frumos din... Asta e slăninuț. Asta e. O să fie ceva bun la iarnă. Garafă. Cu ea se duce la chemat oamenii la nuntă. Un tur de casă. O folosești? E foarte bun în biscuiți sau în grisini. De partea asta crocantă, știi? Curți, curți, curți. Acum atât folosesc unt, dar înainte să folosesc untura. Sunt unii rețete tradiționale care nu merge untul, merge clasic untul. Știi cum se numește grisini cu untura? Grasini. Iată, asta e muzeul satului Selemet, renovat frumos, să văzut și fain arată. Eu la viața mea atâtea muzee din sat am văzut, așa că tu intre, eu îți pregătesc următoarea. Eu am plecat locație. În muzeu. 8.000 de exponate, inclusiv piese de patrimoniu care nu se găsesc nici în Muzeul Național. Aici chiar găsiți toată istoria localității, ca să zic, zip, comprimată. Iată și scrie, ai prosop. Muzeul este fondat într-o veche școală din 1963, însă muzeul a fost fondat în 1991. Și aici avem Casa Mare, unde vedem diferite feluri de prosoape. Prosopul însoțea omul de la naștere până la moarte. Că așa mare era prosopul nănașului. Dar prosoapele mai vechi este făcut din cânimpă. Dați-vă le arăt. Prosoapele astea au peste 100 de ani. Și datorită festivalului Ai Prosop, toți au început să aduc prosoapele la muzeu să mândrească chestia asta. Acum că trebuie să zic ceva pe final de sezon, e lucru cert. Noi nu ne cunoaștem țara nici pe departe. Iar acest proiect, Țară de la Țară, ne-a demonstrat încă o dată acest lucru mie, lui Comerzan și întregii echipe. Și tot acest proiect a venit să arate cât de puțin știm despre tradițiile, obiceiurile și locurile frumoase din Moldova. Ce să zic, se cere un al doilea sezon, nu? Călătoriți acasă și fiți siguri, veți rămâne surprinși de țara în care v-ați născut. Turismul Moldova are potențial, dar trebuie să înceapă de la noi. Noi, ca să începem, să-l susținem. Eu mă mândresc că sunt moldovean. Eu n-am să schimb niciodată țara mea, satul meu, pe altă țară. Da, într-o vizită, într-o călătorie mă duc. Dar sunt patriot a neamului meu și a căsă mele și a Moldovei în general.